Deși este un nume nou în showbizul autohton, Ionel Istrati își croiește singur drumul în viață. Pentru lansarea albumului a fost nevoit să scoată bani grei din buzunarele proprii și este foarte mândru de acest lucru. Am muncit la el 3 ani. Din 2007, în fiecare 3 luni, îmi lansez câte un single și uite că am ajuns în anul 2011, unde am ajuns la un volum maxim de piese. Am 12 piese și deja cred că e bine Ionel Istrati să-și lanseze și el primul său album. Evenimentul a adunat mai multe vedete, prieteni de-a lui Ionel. Practic am venit cu câteva ore urmă din București, simt puțin că am obosit, dar să știi că e atmosferă foarte drăguță, văd foarte multă lume cunoscută, zâmbitoare și îl văd și pe Ionel. Am venit să-l susțin pe colegul meu Ionel Istrati pentru că își lansează albumul. Îi doresc mult succes și mă bucur pentru rezultatele sale. Este tinerel, dar are deja o carieră destul de bună și ăsta e un lucru de apreciat. Deci bravo! De fapt, ce a făcut el? A colectat toate piesele lui care le-a avut până acum și evident că le cunosc și a făcut albumul. Așa că e foarte bravo băiatul. Cum mi se par? Bine alese. Pentru că se simte parcă o creștere, știi? Și a încercat pe multe stiluri, și în rusă, și în engleză, și în română. Și chiar cred că fiecare ascultător ar găsi ceva pe placul său. Să-ți spun despre el că este un băiat ambițios. Îi urez mult succes, pentru că merită. Ziceam că este un macho man cu ochii albaștri și păr blond, mai rar întâlnit așa printre vedetele noastre, dar sper să se descurce și în primul rând să muncească, pentru că în viață obții multe dacă depui efort. Îmi place foarte mult ceea ce face, îmi place că are un stil al său care n-l schimbă, negând faptul că nu se uită la tendințele. Are un stil foarte bine stabilit și după care merge mai departe. Cel mai bun critic pentru Ionel rămâne a fi mama sa. Așteptând atâta de 20 de ani lansarea clipului, totuși eu cred că face să fie cu emoții. Pregătire, o săptămână într-una, Ionel foarte mult retrăiește, vrea să fie frumos. Și mă rog, muncește mult și asta e bucurie la noi care am realizat. Aceea ce el foarte mult a dorit asta.